Madrid. Elevii din anii terminali au susținut astăzi prima probă a examenului de bacalaureat la limba și literatura română. Proba a început la ora 9, iar elevii au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. În centrele de examen din întreaga țară, elevii au intrat cu mari emoții, dar și cu încredere. La al treilea subiect, absolvenții de la profilul real au avut de realizat un eseu despre particularitățile unui text narrativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu, iar cei de la profilul uman o caracterizare a unui personaj dintr-un text la alegere aparținând aceluiași autori. Elevii au ieșit cu zâmbetul pe buze din sălile de examen și spun că speră la note cât mai mari. A fost foarte bine. Am scris Ion de Liviu Rebreanu, un bac ușor, trebuie să fii prost să nu e bac. A picat destul de ușor, adică eu am învățat, a picat Ion la subiectul al treilea, subiectul întâi mi s-a părut destul de ușor, subiectul al doilea la fel. Nu știu, eu cred că m-am descurcat, sincer. Surprinzător de ușor. Sincer, nu mă așteptam să fie așa ușor. Ai scris tot? Da, chiar da. Chiar din nou neașteptat. Și cum a fost subiectul 3? N-a dat de ales între Liviu Rebreanu și Camil Petrescu și am scris Ioan. Și eu sper o notă cât mai mare ca să pot să intru la facultatea în Mi-Andrei, dar vă dați seama, peste 9, cât mai mare să mulțumesc și părinții. Te așteptai să fie Ioan? Nu, sincer. Mi s-a părut o operă mai complicată, dar a fost ok. Nu ne-am așteptat niciunul la uman să picii ca o caracterizare de personaj, dar na. Nu, a fost Ion sau ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Am ales Ion. Stăpânea mult mai bine. Ce noapte? Undeva între 9 și ceva, chiar 10, poate. Ce s-a părut cel mai greu? Subiectul 1B. A fost, trebuia să ne spunem dacă oamenii să fie recunoscători sau nu pentru școlile la care eu format, școlile care ne-am format. Și mi-a s-a părut greu la reperul 2 că trebuie să punem un subiect din baza noastră personală mai mult. Am scris. Mai mulți părinți și-au așteptat nerăbdător copiii în fața unităților de învățământ. Am două fetițe gemene, una de la medicină, una la drept. De mult că le-ați susținut în aceștia? Păi, total. Da. Am fost alături de ele și ele au muncit foarte mult. Nu așteptăm rezultatele. La proba de astăzi, desfășurată în 18 centre de examen din județul Iași, au fost prezenți 4.910 candidați din totalul de 4.982 înscriși pentru această probă. Un procent foarte bun, 98,55%. Nu au participat 72 de candidați, 35 sunt din promoția curentă, 37 din promoțiile anilor anteriori. Un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. La nivel național au fost peste 130.000 de absolvenți înscriși pentru susținerea bacalaureatului. Probele scrise s-au desfășurat în 464 de centre de examen din țară. Cu toții așteaptă următoarele examene, proba la matematică programată pentru marți 27 iunie și proba la alegere pe 28 iunie.